Jim Carrey critică modul în care a fost tratat incidentul de la premiile Oscar când Will Smith l-a pocnit pe Chris Rock. Actorul a spus în cadrul unui interviu că s-a simțit dezgustat de reacția publicului la gestul lui Smith. Ba mai mult, el afirmă că l-ar fi dat în judecată. If anyone else had walked from the audience and done that, they would have been escorted out by security or maybe even arrested. The police asked Chris. They should have been. I'd have announced this morning that I was suing Will for $200 million because that video is going to be there forever. It's going to be ubiquitous. You know, that insult is going to last a very long time. Totodată, Jim Carrey susține că Hollywoodul este fără coloană vertebrală pentru că l-au aplaudat pe Will după ceea ce s-a întâmplat. Ovation. I felt like Hollywood is just spineless. It really felt like, oh, this is a really clear indication that we're not the cool club anymore. La mai puțin de 24 de ore de la incident, Academia Americană de Film a anunțat că va lua măsuri împotriva lui Will Smith. Potrivit unor zvonuri, acestea ar putea implica inclusiv retragerea premiului Oscar. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Nick Wright's name out your fucking mouth. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. Lumea a crezut inițial că e o chestie aranjată, ori nu era aranjată, ci realmente s-a enervat pentru că pe scenă s-a făcut o aluzie la faptul că soția lui ar fi putut să joace în G.I. Joe. Acum știi cum e, e un film celebru, e făcut acum 25 de ani, e foarte adevărat, cu Demi Moore, adică nu cred că ar fi trebuit să-l înfurie chiar așa de tare. Noi am înțeles că ea are o boală ceva mai rară și de asta a decis să se radă în cap și să meargă ca atare, dar totuși nu este o boală finală.